La sfârșitul săptămânii trecute, o simplă distracție putea să-l coste viața pe un tânăr. Acesta a mers cu mai mulți prieteni să se dea cu ATV-urile pe un lac înghețat din comuna Micești. Gheața s-a spart, iar tânărul care îl conducea a ajuns în apa rece. Din fericire, tânărul nu a pățit nimic, reușind să iasă repede din apa înghețată. Evenimentul nu a fost anunțat autorităților, ATV-ul fiind extras din apă cu ajutorul unui troliu.